Bine v-am regăsit! Când te dezvolți până la punctul în care ai atât de multă încredere în tine încât ești ferm convins că poți realiza orice, viitorul tău va fi nelimitat. Cu acest motto începem o nouă săptămână la Exprim TV. Pentru început, vă invităm să trecem în revistă principalele știri ale zilei. În contextul unei crize economice, asigurările au nevoie de metode eficiente pentru a stabili prețul corect în raport cu posibilul asigurat. Așadar, perioada este favorabilă dezvoltării unor soluții informatice noi prin care să poată fi controlată cu mai mare ușurință calitatea subscrierii. În piață, prețurile autovehiculelor se situează sub valoarea asigurată de către companii prin polițele casco și astfel se creează premizele unei tentative de fraudă. Nicolae Gane, administrator Asisoft, a declarat: transferul unei daune totale în vederea despăgubirii pe la mai mulți asigurători a îmbrăcat noi aspecte, fapt pentru care nu puține au fost situațiile în care același vehicul a fost despăgubit și apoi asigurat de mai multe ori. Combaterea tentativelor de fraudă, selecția riguroasă a clienților și externalizarea constatărilor de daune către lichidatori de daune profesioniști reprezintă doar unele dintre măsurile pe care companiile de asigurări le-au integrat în politica lor de management al daunelor. Radu Manoliu, director general adjunct al Credit Europe Asigurări, a declarat: în cadrul societății noastre, prin aplicarea unei politici adecvate de management al daunelor, am reușit să scădem daunalitatea pe segmentul auto, în primul rând prin combaterea puternică a tentativelor de fraudă, precum și prin semnarea unor convenții cu servisuri profesioniste, unde orice mașină poate fi reparată la aceeași calitate precum în cadrul reprezentanțelor, dar la prețuri mai mici. Acest fapt s-a reflectat și în dauna medie, pentru care nu s-au înregistrat fluctuații importante. Aceste aspecte vor fi dezbătute în cadrul Conferinței Naționale a Asigurărilor Auto, care se va desfășura miercuri, 9 martie, la Palatul Parlamentului. Hizir International, unul dintre liderii regionali în furnizarea serviciilor de asistență medicală privată, intenționează dezvoltarea afacerilor sale în România, în contextul strategiei de extindere în Europa de Est. Responsabilul pentru dezvoltarea operațiunilor companiei în Europa de Est a declarat: venim cu o ofertă revoluționară pentru societățile de asigurare din România, care vizează procedura de achitare a serviciilor. Astfel, asigurătorii vor achita serviciile de asistență oferite de către Hizir turiștilor care dețin o poliță de asigurare pentru fiecare dosar deschis în parte și nu ca procent din suma vânzărilor generale, procedură practicată în prezent de către majoritatea operatorilor. Hizir International Assistance este prima companie privată locală specializată în oferirea serviciilor de asistență medicală de urgență. Aceasta este recunoscută de asemenea ca fiind una dintre cele mai dotate companii în ceea ce privește serviciile de ambulanță medicală și de transport a pacienților. 71% dintre societățile care activează pe piața de asigurare din Rusia nu corespund cerințelor de capitalizare prevăzute de noile prevederi legale, care vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2012. Astfel, începând cu această dată, societățile care practică asigurări de viață vor trebui să își majoreze capitalul. În 2010, în piață și-au desfășurat activitatea 618 asigurători care au subscris prime brute în creștere cu 8% față de 2009 și au plătit daune de 7,4 miliarde de euro. Ați urmărit știrile începutului de săptămână la Exprim TV. Noi vă mulțumim pentru atenție. Vă dorim o săptămână cât mai bună și vă așteptăm din nou mâine cu cele mai importante subiecte ale zilei.